A început cursa contra cronometru pentru bărbații români înainte de 1 martie. Cu ocazia mărțișorului, aceștia s-au înarmat cu răbdare și s-au dus să caute cadoul perfect pentru femeile din viața lor. Anul acesta, florile par însă că ar avea întâietate în fața mărțișoarelor. Cadoul perfect de mărțișor de anul ăsta. Dumneavoastră ce ați cumpărat? Am cumpărat un buchet de trandafiri. Acum mă gândesc că trebuie să iau și pentru 8 martie, tot așa să văd un buchet și mai mare, că așa este frumos, ai soția frumoasă, trebuie și buchetul să fie mult mai frumos. Așa e, da. Și prețurile comparativ cu anul trecut, cum vi se par? Să știți că sunt dublu față de anul trecut, dar fiecare după buzunarul lui. Să merită, ai soția acasă și nu iei niciun cadou, la urmă nu mai mănânci mâncare bună. Asta e. M-am venit aici să le cumpărăm florile. Ce anume? Ce flori? Nu știu, ce îmi place. Mai mult îmi place trandafir decât să altceva de zambile, nu știu ce. Mai mult îmi place trandafir, să fie mai roșu. Deci preferați florile în locul lui mărțișorului clasic? Da, pentru că mărțișorul asta pe prima zi, a doua zi se pune acolo și nu o folosești, dar florile are un aspect deosebit. Nu doar bărbații au fost în căutarea cadoului perfect de începutul primăverii. Am venit să cumpăr special pentru nurorile mele, că am doi băieți, pentru nepoțele, pentru doamnele de la școală, din bufta ale nepoțelului, pentru vecine, prietene. Este un cadou frumos, simbolic. Ăsta e mărțișorul și cu toate că nu e soare, florile ne vor zâmbi și vom zâmbi și noi alături de ele. Și le doresc tuturor să primească flori, că ne face viața mai frumoasă. Au rămas singurele sincere de lângă noi. Și vânzătorii sunt încântați că au avut parte de mai mulți clienți în acest an. Deci vânzarea merge mai bine decât anul trecut. Mulțumim Dumnezeu, merge foarte, foarte bine. E adevărat. Merge mult mai bine față de anul trecut. Acum un an, doi, a fost pandemia. Acum a început să-și mai revină piața, cât de cât. Prețurile sunt la fel. Accesibile. Mulțumim Dumnezeu că nu ninge și sperăm să nu ningă. Chiar dacă au scăpat de pandemie, producătorii de flori au avut probleme cu creșterea prețurilor. Anul trecut a fost mai ieftin. Și așa, comparativ ca producție, ați avut mai multe anul ăsta decât anul trecut? Nu. Tot la fel? Nu, tot la fel. Pentru nu mai poți să mai pui, că e foarte scumpă sămânța. De unde o luăm din Olanda e foarte scump. Deci s-a simțit criza economică. Normal. Nu vezi, am o mână de marfă.